ziua, dragi copii! Numele meu este Loredana Șuște și sunt profesor pentru învățământ primar la școala gimnazială Elena Rareș din Botoșani. Astăzi vom desfășura împreună o activitate la matematică și explorarea mediului. Vă propun să începem prin a rezolva un puzzle. Vom pune întâi capetele. Desigur, voi veți rezolva mult mai repede decât mine. Sunt convinsă. Sunt sigură că v-ați dat deja seama despre cine este vorba. Albă ca zăpada și cei 7 pitici, iar alături cifra 7. Știți voi cum se numesc piticii? Înțeleptul, bucurosul, somnorosul, morocănosul, mutulică, hapciu și rușinosul împreună formează o mulțime. Mulțimea piticilor cu 7 elemente. Acestei mulțimi îi va corespunde, desigur, cifra 7. Astăzi, piticii vă vor ajuta să învățați numărul și cifra 7. La finalul lecției veți ști să numărați, să ordonați, să comparați, să descompuneți și să scrieți cifra 7 de mână. Piticii locuiesc de mult în pădure și ar dori să călătorească, să vă poată întâlni pe voi, copiii, dar sunt departe și nu știu cu ce ar putea să ajungă. Ei au cerut ajutorul trenulețului Titi. Îl cunoașteți, desigur, este cel care v-a ajutat să învățați litera T. Trenulețul a promis că îi ajută dacă vor rezolva corect exercițiul care se ascunde sub imaginea lui. Să vedem și noi despre ce este vorba. Găsește cifra corespunzătoare mulțimii. Să începem! Avem întâi mulțimea mașinilor cu 4 elemente. Vom alege cifra 4. Foarte bine! Urmează mulțimea avioanelor, care are 3 elemente. Apoi mulțimea bicicletelor. Să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemente. Vom alege cifra 7. Corect! Apoi mulțimea bărcuțelor cu 5 elemente. Foarte bine! Mulțimea rachetelor are 6 elemente, corespunde cifra 6. Și mulțimea motocicletelor, care are 2 elemente, alegem cifra 2. Corect! Am rezolvat corect. Bravo! Au înțeles foarte bine piticii și au venit să vă ajute. Fiecare vă propune câte un exercițiu, dar au o condiție. Trebuie să despărțiți în silabe fiecare dintre numele lor și să precizați câte silabe are. Primul a ajuns bucurosul. El vă propune să tăiați sau să completați mulțimile pentru a avea atâtea elemente câte arată cifra. Dar întâi să îndeplinim condiția. Bucurosul. Cuvântul bucurosul are 4 silabe. Prima mulțime este cea a farfuriilor cu 4 elemente. Ca să aibă 7, va trebui să mai adăugăm încă 3 farfurii. Urmează mulțimea cănițelor cu 5 elemente, dar dedesubt este scrisă cifra 3, așa că va trebui să tăiem 2 elemente.
Mulțimea paharelor are 5 elemente. Ca să aibă 6 elemente cât arată cifra de dedesubt, trebuie să mai adăugăm un pahar. Urmează mulțimea lingurițelor, care are un singur element, dar dedesubt este scrisă cifra 5. Să vedem câte lingurițe ar trebui să adăugăm ca mulțimea noastră să aibă 5 elemente. Desigur, 4 lingurițe. Ultima mulțime este cea a diamantelor, care are 8 elemente. Pentru a avea 7, trebuie să tăiem un element. Ne-am descurcat foarte bine. Să trecem mai departe. Urmează morocănosul. El ne propune să numărăm elementele și să completăm tabelul cu cifra corespunzătoare. Dar să despărțim întâi cuvântul în silabe. Mo-ro-că-no-sul. Cuvântul morocănosul are 5 silabe. Să numărăm întâi bărcuțele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În tabel vom scrie cifra 6. Continuăm cu camioanele. 1, 2, 3, 4, 5 camioane. Completăm tabelul cu cifra 5. Apoi mașinuțele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mașinuțe. Vom scrie în tabel cifra 7. Ultimele sunt avioanele. 1, 2, 3, 4 elemente. Vom scrie în tabel cifra 4. Foarte bine! Următorul este Hapciu. El a ascuns exercițiul sub imaginea sa. Să despărțim întâi cuvântul în silabe. Hap-ciu. Cuvântul Hapciu are 2 silabe. Putem acum să accesăm linkul. Hapciu ne cere să numărăm crescători și descrescători. Să așezăm întâi locomotivele. Pe prima scrie de la 1 la 7. O vom așeza în șirul crescător. Pe următoarea scrie de la 7 la 1. O vom așeza la șirul descrescător. Să așezăm acum vagoanele. Pentru șirul crescător vom începe cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Să fiți atenți să așezați corect același fel de vagoan. Pentru șirul descrescător vom începe cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Să vedem dacă am lucrat corect. Foarte bine! A ajuns și rușinosul. El ne va învăța să comparăm numerele folosind semnele mai mare, mai mic sau egal. Dar să despărțim întâi cuvântul în silabe. Ru-și-no-sul. Cuvântul rușinosul are 4 silabe. Să începem exercițiul. 2 este mai mic decât 5. Vom folosi semnul mai mic. 7 este mai mare decât 3. Vom pune semnul mai mare. 0 este mai mic decât 6. 7 este egal cu 7. Vom folosi semnul egal. 5 este mai mare decât 4. 1 este mai mic decât 7. Vom pune semnul mai mic. 2 este egal cu 2. Iar 7 este mai mare decât 5. Vom folosi semnul mai mare. Foarte bine! Și somnorosul a ascuns un exercițiu, dar nu putem trece mai departe fără să îndeplinim condiția pusă de pitici. Somnorosul. Cuvântul somnorosul are 4 silabe. Acum putem accesa linkul. Grupează numerele date
apoi ordonează crescător numerele pare și descrescător numerele impare. Avem două coloane, par, impar. Va trebui să așezăm numerele pare în prima coloană, iar pe cele impare în cea de-a doua coloană. 7 este număr impar, deci așeza în a doua coloană. 4 este număr par, îl vom așeza în prima coloană. 1 este mă impar, la fel și 3. 6 este un număr par, 5 este un număr impar, 0 îl vom așeza în prima coloană, iar 2 tot în prima coloană, deoarece este un număr par. Să ordonăm acum crescător numerele par. 0, 2, 4, 6 și descrescător pe cele impare. 7, 5, 3, 1. Să vedem dacă am lucrat corect. Super! Ai găsit soluția corectă. Mutulică ne cere să așezăm în garaj autocarele ținând cont de numărul scris pe parbrizul lor. Dar întâi să despărțim în silabe numele piticului. Mu-tu-li-că, cuvântul mutulică, are 4 silabe. Să începem. Între autocarul cu numărul 1 și cel cu numărul 3 va sta autocarul cu numărul 2. Foarte bine! După 3 urmează 4. Corect! Vecinii lui 6 vor fi 5 și 7. Am rezolvat corect. Este vesel, mutulică. Ultimul pitic este înțeleptul. Să respectăm întâi condiția. În-ţe-lep-tul. Cuvântul înțeleptul are 4 silabe. Piticul ne povestește despre un băiețel, Toma, care a primit de ziua sa de naștere 7 mașinuțe. Mama i-a dat voie să le așeze pe 2 dintre rafturile din dulapul său cu jucării. Să vedem cum le-a așezat. Pe primul raft a așezat o mașinuță, iar pe al doilea una, 2, 3, 4, 5, 6 mașinuțe, de 7 poate fi descompus în 1 și 6. Dar altă posibilitate avea Toma? Să vedem. Pe primul raft ar fi putut să pună 2 mașinuțe, iar pe al doilea 5 mașinuțe, de 7 poate fi descompus în 2 și 5. Să găsim o altă posibilitate. Pe primul raft am putea pune 3 mașinuțe, iar pe al doilea 4 mașinuțe, de 7 poate fi descompus în 3 și 4. Dar dacă mama i-ar fi dat voie să așeze jucăriile pe 3 rafturi, ce metodă ar fi găsit Toma? Pe primul raft ar fi așezat 2 mașinuțe, pe al doilea 2, iar pe al treilea 3 mașinuțe, de 7 poate fi descompus în 2, 2 și 3. Dar dacă mama ar fi hotărât să îi dea 4 rafturi de jucării, cum ar fi procedat Toma? Pe primul raft ar fi așezat o mașinuță, pe al doilea 2, pe al treilea 3, iar pe ultimul raft o mașină, deci 7 poate fi descompus în 1, 2, 3 și 1. Sunt sigură că voi veți găsi mai multe variante de a descompune numărul 7. Pentru că este cel mai înțelept dintre pitici, el ne va învăța și să scriem cifra 7.
Vă rog să vă pregătiți caietele și stiloul să scriem împreună. Mașinuțele ne arată sensul de scriere. Vom scrie întâi de la stânga la dreapta orizontal, apoi oblic de sus în jos, iarăși de la stânga la dreapta orizontal. Să scriem împreună cifra 7. Întâi o liniuță șerpuită, urmată de o liniuță oblică și o altă liniuță șerpuită. Să repetăm, o liniuță șerpuită, o liniuță oblică și la mijloc o altă liniuță șerpuită. Sunt convinsă că ați scris mult mai frumos decât mine. Sper că v-a plăcut activitatea pe care am făcut-o astăzi împreună. Până data viitoare, la revedere și mult succes!